Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, la câteva zile după ce am format încă o familie pe foi, aș vrea să văd cam ce-a făcut în câteva zile, după care voi filma după aproape două săptămâni ce-a făcut și prima familie care am făcut-o după acest model de tehnică de mutare simplă. Iată, se prezintă destul de populat. Voi începe de aici, fiindcă eu, cum mă uit aici, deja văd unde e, cum e. Deci, prima ramă ar veni cu mâncare, pe care albina lucrează, fiindcă e sursa, singura sursă de hrană pe care o are. Și bineînțeles, ea s-a stabilizat ca o anumită foaie. Iată, pe partea cu rama unde e hrana, foaia este crescută. Trecem mai departe. Deci, prima foaie crescută. Cuibul se va extinde încet, încet. Iată o altă foaie care este crescută. Aceasta este crescută pe ambele părți. O să vedem. Da? Dăm la o parte. Ne apropiem de centru, acolo unde am dat la acesta am dat două rame cu puiet, unul mai puțin. Iată o foaie bine, bine crescută de data aceasta. Mă uit să văd dacă e mătuța pe aici. Nu este. Și aici a adus miere pe această foaie după ce a construit-o. Deci marginea cuibului. Mereu prima ramă de la marginea cuibului este cu miere, indiferent de mărimea cuibului. Și după ce cuibul se extinde, încet, încetișor, ea va veni spre margine. Iată o altă foaie crescută. De data aceasta mult mai bine. Mă uit să văd dacă are ouă. Această foaie nu văd ouă. Mergem spre față. Tot timpul ouă spre față, nu spre spatele. Iată ce bine a construit aceste foi în câteva zile, nici nu știu câte zile sunt, 3 sau 4. Aici sunt ramele care le-am dat. Un pic de puiet pe ele. Le-am dat mai mult pentru mâncare, că aveau miere pe ea. Da, au curățit faină locul unde era mâncare și matca a depus ouă. Deci a preferat să depună ouă aici. Dar nu e nicio problemă, mă bucur și aici. Mă uit după măscuță. Ce mă interesează e să văd care e situația la boci. Fiindcă era cam în frigurile roitului această colonie. Tragă spre spate un pic acum acest cuib, fiindcă tinde tot spre față în patul cald. În patul rece
nu prefer patul rece, dar am făcut, pe primul am făcut în pat rece, așa vedem a doua ramă, care a fost dată. Da, aceasta este foarte frumoasă, cu puiet larvar. Când am dat-o era cu ouă, mi se pare că a început să căpăcească. Arată foarte bine. Trebuie să se vadă acum la soare. Iată ce frumos se vede așa construit. Dar bine suficientă și ce mă interesează la această tehnică este că această familie să nu roiască. Singurul inconvenient care este, este că e format cu reginele bătrână. Asta cred că are 2 ani. Dar vom vedea ce face în față. La patul cald, trage spre față. Să văd, au luat măcar o ramă nouă. Așa a construit Albina foițele. Să vedem dacă au luat în vruna. Arată bine. Au luat foarte frumos. Și mătcuța este aici. Iată, vin mai aproape. Vin încet. E o mătcuță aici. Pe... Nu știu dacă o să se vadă, dar... Ce important este că această foaie este oasă. Pe ambele părți. Foarte frumos. Deci prima foaie oată. Aici azi noaptea a lucrat mătcuța. O protejăm să nu... Cumva se întâmple ceva, este bătrânică, dar... Profităm de ea cât se poate. Iată ce de foi a construit această familie. Și avea un pic și intra în frigul lui, era plină de albine. Îmi dat seama că l-am lăsat fără puiet, care numai foi, și a construit aproape toate foile construit. Ia să văd aici a ajuns mătuță. Încă. Dar de construit, a construit și această foaie. E spectaculos. Eu nu sunt foarte surprins, dar încet, încet, așa. Foarte mulțumitor această tehnică de... La urmă, de a crește foi, de a face mai multe lucrări în acest sens. Iată. Încă o foaie construită. Este ultima, deci a construit din 8 foi, 6 pot să zic că sunt construite. Foarte frumos. Punem rama la foaia la loc și o lăsăm în pace. Cât ziceți voi să o lăsăm vreo 2 săptămâni, vom vedea cam ce, cum evoluează ea. Bun. Pentru acest filmuleț, vă mulțumesc pentru vizionare și
poți să filmezi următorul, să văd cum a evoluat.